Dacă noi privim în trecut, vedem o serie de voievozi români care au avut întotdeauna un Danil și Hastru în spate care să-i ajute, să-i ghideze cu aceste extrasimpturi. Nu putem spune că un om a rezistat de capul lui așa, fără să realizeze această conexiune. Nu. Nici chiar cel care a fost până în 89, ca să poată să construiască și să facă lucrurile ce le-a avut de făcut, a trebuit să aibă o parte specială de dezvoltare în spate. Foarte multe proiecte care vizau longevitate, nemurire, cunoaștere, extra energie și așa mai departe, energii libere. Deci toate acestea erau urmărite. Reține că în viață este greu să-ți cumperi o casă, este greu să faci un copil, este greu să-ți faci o casă, dar anumite să poți să-ți faci o țară. Este atât de greu să o faci. Este cu mult mai greu să-ți faci o țară decât să o dărâm. Până și dărâmatul are nevoie de 30, 60, 90 de ani. Sunt cicluri în ingineria socială care au fost studiate privind modul cum dezintegrezi ceva și reintegrezi ceva. Și de aceea nu se poate face. Unii spun, dacă ai bani și putere, faci ce vrei. Fals. Nu este așa. Chiar dacă ai bani și putere, nu este așa. Ai nevoie de ghidare. Și de aceea spun mereu că în relația noastră cu lumile superioare nouă, aceste lumi invizibile, credința joacă un rol hotărător. A vrea să faci ceva pe direcția asta, fără a cultiva credința, e o păcăleală. Faptul că oamenilor li se dă de înțeles că credința e o amăgire și n-ai nicio treabă cu ea, că nu există și nu e adevărată și tu poți să faci ce vrei și chiar nu contează, asta, da, e ceva, e... Cum să spun, sunt atâtea capcane până și lupul, cât este de lup, la un moment dat, dacă își pierd acest simț, această conectare cu natura, această credință care le conectează cu gregorul lupilor, pică în capcană. Și gata, asta s-a terminat. Deci, de aceea consider că oamenii ar trebui să-și dezvolte această credință. Mulți vin și vorbesc frumos despre partea spirituală, despre, da, este la mod acum, dar credința este o forță. Dacă o luăm din punct de vedere neurologic, analizarea creierului la un om care este credincios, care are puterea de a crede, ca să traduc, are capacitatea de a ridica nivelul de conștiință la un nivel de la care toate cele gândite de el se materializează. Deci, la un moment dat, când te apropii de credință, te apropii, atunci apare ceva care se numește sincronicitate. Deci, încă n-ai ajuns să stăpânești credința, dar te apropii prin această sincronicitate.